Elena Hornea, care îi spune și noi bună seara, doamnă dragă, ați avut emoții, așa v-am văzut puțin, v-am citit. Am avut. Sunt felicitări. Mulțumim din suflet, mulțumim că ne-ați primit în casa dumneavoastră frumoasă, ca așa să ne vadă toți cei dragi. Am adus ambasadorii noștri de la Mihăilești de Buzău, ce avem noi mai frumos la noi în sat. Felicitări, ansamblu Spic de Grâu. Mulțumesc din suflet. Noi vă mulțumim pentru că ne-ați pășit pragul și să dea Dumnezeu să veniți mai des alături de noi. Dați-mi voie să vă mai spun două versuri despre ei. Și ciocârlia în zbor se oprește când Spicul de Grâu dansează. Tot ce-i verde înflorește, o bătrână lăcrimează. Că de atâta frumusețe și chio de dansatori s-a întors în tinerețe când dansa ea cu feciori. Blând șoptește în vărbie, mare-i Doamnea ta putere, hora noastră reînvie, iar tradiția nu piere. Roșul macilor pictează splendoarea costumelor, iar bătrânii lăcrimează de dragul copiilor. Sunt convinsă că acasă lăcrimează domnul Dumitru Ilie, care ne sprijină de 8 ani, lăcrimează doamna Monica Micu de la primăria Mihăilești, domnul director al școlii, părinții și bunicii acestor frumoși copii, de dragul lor, iar primul care scapă plânsul e bărbatul meu, sigur plânge undeva pe aici. Salutăm, vă mulțumim, doamna Elena Hornea, vă mulțumim din suflet, mulțumim că ne-ați primit. Vă primim cu mare, mare drag, oricând doriți dumneavoastră, sunteți primiți cu brațe deschise, vă mulțumim și cu